Neața, neața. Cei ce mă urmăresc de mai multă vreme și nu neapărat, și dacă nu mă urmărești, însă ești așa, să zicem, un pic de tech junkie, roboței aspiratoare sau aspiratoarele roboței, cum vrei să spui, au cam devenit atât de populare încât cam toată lumea are câte unul prin casă. Cel puțin persoanele, după cum spuneam, care sunt pasionate de tech. Eu până acum am trecut prin vreo 4 sau 5. Pentru că tot schimb, tot caut unul și mai bun decât cel anterior. Am făcut câteva review-uri până acum la câteva dintre brandurile pe care le-am avut pe aici pe masă, însă astăzi discutăm despre unul care este pentru prima dată aici și s-ar putea să fie unul dintre cei mai șmecheri pe care i-am testat. Este vorba despre Roborock S7 Plus. Se numește Plus pentru că, ca și îmbunătățire față de modelul precedent, este faptul că își eliberează singur sacul, lucru ce îi extinde durata de autonomie. Are câteva funcții foarte, foarte șmechere de care abia aștept să profit și una dintre ele este faptul că face toată treaba asta automat. Este vorba despre autonomie, este vorba despre roboței, ceea ce înseamnă că tot ce urmărim la un aspirator de genul ăsta este să ne dea nouă cât mai puțin de lucru. Iar Roborock S7 Plus-ul de pe masă duce treaba asta la un alt nivel prin faptul că își golește și curăță sacul singur automat. Funcția se numește Auto Empty Dock, scutindu-te pe tine de lucru până la 8 săptămâni, adică 2 luni nu ai treaba lui. Modul prin care curăță se numește Sonic Vibration Technology, ajută la îndepărtarea noroiului uscat de pe jos, petelor de cafea și așa mai departe, curățând cu o viteză de până la 3000 de rotații pe minut. Din ce în ce tot mai deștepți sunt roboței ăștia pe care avem pe aici. Adică în momentul în care simte mochetă pe jos sau un covor mai gros sau chestii de genul ăsta, se ridică puțin în sus partea de mopping ca să nu-ți de mocheta, făcând aceeași treabă când se întoarce înapoi la stația de încărcare. Ridică mopul în sus să nu îți murdărească practic toată partea pe unde a venit el și a curățat până la dock. Ține mopul sus acolo. Foarte bine, foarte bine, Roborock-ul. Funcția Ultrasonic Carpet Detection face roboțelul să aleagă cea mai bună variantă de a-ți curăța mocheta. Roborock oferă opțiunea să cumperi doar aspiratorul, doar roboțelul, fără charging station dacă nu vrei chestia asta. Adică îl iei, îl folosești, vezi cum e și dacă pentru tine are sens, investești un pic mai mult și îți ușurezi munca și mai mult, adăugând charging station-ul și în modul ăsta mărindu-i practic autonomia roboțelului. Se folosește de tehnologia LiDAR pentru a scana și a mapa întreaga cameră. Scanarea se face foarte rapid în momentul în care vede ceva în față, dacă l-ai luat automat foarte rapid vede că nu mai e și își reajustează el traseul în funcție de cum și ce vede. Foarte, foarte tare, adică na, implicit tehnologia asta a fost de la început în ei, însă din ce în ce este tot mai bună și tot mai reliable, să spunem așa. Îmi aduc aminte la început când am început și noi să folosim roboței de ăștia, toate firele, toate chestiile le luau și le adunau, le trăgeau, le se blocau prin ele și așa mai departe. Cu ultimele modele deja nu se mai întâmplă treaba asta. Le ocolește, trece peste ele, se ridică, pentru că tehnologia avansează și noi suntem foarte fericiți din această pricină. Iar acum că am discutat despre specificații și toate funcțiile și așa mai departe, practic treaba pe care trebuie să o facă oricine în momentul în care și-l achiziționează, nu? În primul și în primul rând, aici, în partea din față, avem rezervorul water tank removed. Avem rezervorul pentru apă, cu un căpăcel frumos aici care închide ermetic, de care tragem, iese afară și pe aici punem apa. Acum nu știu ce să zic eu, cam mare bidonul ăsta. Nu mai am nicio apă la sticlă mică pe aici pe zonă și să vezi cât o să dau, că am impresia că o să dau mai mult pe jos decât o să bag în ăsta. Nici măcar nu pot să țin, stai că poate facem ceva. Aaaa! Și ai zice că e mie nu merge. Și cum torn eu cu asta fix în aia? O să cadă pe jos. Acum voi nu faceți așa, voi puneți cum trebuie, dar eu încerc. What? Nu pot să cred așa ceva. Ia uite, bă, ce l-am nimerit, mă. Bun, asta știe să facă toată lumea, să toarne apă în asta. Trecem peste partea asta. Frumos, merge înapoi la locul lui. Water tank install. Acum, testul pe care l-am tot făcut eu până acum cu roboței de tipul ăsta, deși nu cred că ar mai fi sensul, că la cât de deștept e, clar va face treaba asta, e să punem să șteargă masa, să vedem dacă se și oprește, dacă nu cade de pe masă în momentul în care, să spunem că ai ceva, o mansardă sus, unde nu este bordură, nu este nimic la scară, să zicem, să nu-ți cadă jos, dar cu siguranță nu va cădea. După cum am spus, pe toate le-am testat și niciunul n-a căzut, dar facem treaba asta și acum, pentru că vreau și să văd cum curăță de pe aici. Masa noastră nu este extrem de curată, pentru că în ultima vreme nu știu ce se tot întâmplă de la calculatoare și ce facem pe ea, tot mai murdară e, dar testăm Roborock-ul acum pe măsuță. Ăsta este mopul, foarte, foarte simplu se instalează, așa, eu o să-l ridic puțin tel în sus, doar așa pentru să se vadă mai bine pe cameră și vii cu el
vii cu el de aici și l-ai împins înăuntru, a făcut două clicuri și gata. Moppad installed. Iar acum ce vreau să fac este să-i dăm un power, să vedem cum spală pe măsuță. Starting to clean. L-am împins jos. Încă nu. După cum spuneam, sunt atât de deștepți încât nu are rost nici măcar să te mai gândești la faptul că ar putea să cadă de pe o masă sau ceva de genul. Și este și silent, deci nu rămâne ud absolut deloc. Îmi place că nici nu împinge foarte tare în suprafețe, uite, nici măcar nu dărâmă chestia aia jos. Acum văd că împinge un pic mai tare, dar ca idee... A curățat masa. Să-l conectăm la Wi-Fi, foarte, foarte simplu. Așa, apăsăm simultan butonul de home și butonul din partea stângă, până beculețul flash-uie albastru. Pe aplicație dăm Next, se conectează automat. Deci a scanat al meu întreaga cameră de pe masă. LiDAR. Da, LiDAR e viața, frate. Evident că opțiunea să-ți modifici camera, să modifici zonele pe unde merge, să-ți pui no-go zone, unde să nu se ducă absolut deloc, tot felul de managing pe harta pe care o face și așa mai departe, salvând harta, salvând modul în care curăți acolo și toate treburile astea, atât pe partea de curățare, de spălare, cât și de mopping, practic, cât și pe partea de aspirare, avem 4 opțiuni, adică silent, quiet, avem balansat, avem turbo și avem maxim. Să aspire cu cea mai mare putere posibilă, iar pe partea de spălare avem opțiunea clar să nu folosești deloc mopul, să folosești puțină apă, să folosești mai multă sau intens, adică să dea să curețe cum trebuie. Astea pe standard și avem și modul deep, high intensity mopping, în momentul în care este activat, acolo curăță cum trebuie. Butonul dedicat pentru clean, cât și butonul dedicat pentru dock, iar în momentul în care dăm de pe aplicație clean, spre exemplu, el automat pornește singur. Iar după cum spuneam, în momentul în care îi dăm să meargă înapoi în dock, nu mă interesează, oprește-te din gând, ar trebui să ridice automat, uite, cum a ridicat absolut până sus toată... poți să te urci acolo? Am pus cam întors un pic. Nu, 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 unde te duci? Unde te duci? Hai să-ți întorc un pic. Ia, hai, 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 haide, 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 haide. Charging. Emptying dustbin. Și acum golește săculețul. Și practic ăsta este procesul. Și a curățat singur săculețul. Mopul se dă super ușor și vreau să văd cât de murdar este. Deci avem două clipsuri. Am tras puțin tel și absolut nimic. Deci este curat un piculeț, se vede pe aici cum a curățat, dar nu foarte tare. Totuși am spus eu că e destul de murdar biroul nostru. Bun, așa, tu mergi înapoi și acum vreau să discutăm puțin tel despre dock. În primul și primul rând, după cum am spus, aspiratorul vine aici, de aici merge sus aici, în acest filtru sigilat și închis foarte bine cu cauciuc pe partea de sus, reușind să filtreze până la 99,99% din particule, până la dimensiuni de 0,3 microni. Sacul nefiind gol înăuntru, filtrând practic doar prin peretele ăsta, având și un burete gros, este plin înăuntru, ceea ce înseamnă că tot ce va trece pe aici va mai da de încă unul înăuntru. Iar de acolo mizeria intră aici, în ăsta mare, care se scoate foarte ușor afară, iar în momentul în care vrei să îl golești, doar vii pe partea asta aici, ai un clips, ai deschis și totul cade jos, filtrându-l practic încă o dată prin filtrul dinăuntru de aici. Ceea ce înseamnă că pe partea de, să zicem, curățenia pe care o oferă, este mai eficient decât un aspirator mare, pentru că mai multe moduri de filtrare, mai multe filtre, mai puțină muncă și rezultat mai bun. Zic eu. Legat de chestia despre care discutasem mai devreme, cum că trebuie să fii pasionat de tehnologie să folosești așa ceva, nu este neapărat 100% corectă, pentru că poți folosi așa ceva și dacă nu te interesează foarte mult tehnologia. Vrei să-ți împuținezi munca, să-ți ușurezi puțin munca,
un aspirator de tipul ăsta își face treaba și exact ceea ce cauți tu face el. O chestie de menționat, în momentul în care tu ai scos filtrul afară să mergi să-l cureți, Sealul va închide automat filtrul celălalt să nu-ți umple, adică să nu-ți umple, că nu va ieși chiar atâta, să minimalizeze cât de mult se poate praful ce iese afară în momentul în care tu scoți filtrul să mergi să-l cureți sau să-l golești. Așa că acum ce rămâne de făcut este să îi facem cunoștință cu celălalt pe care l-am eu pe aici prin casă, să vedem cum se înțeleg, dacă se bat, dacă vor fi sau nu prieteni și probabil că o să revenim cu alte gânduri altă dată. Cam atât pentru astăzi. Cum am spus, se poate achiziționa și separat, însă eu o văd, adică dacă ai o sumă de bani să o investești într-un robot de tipul ăsta, asta îmi spune că vrei lucrul ăsta, adică vrei să ai mai mult timp, să nu mai aspiri tu toată ziua sau când aspiri, aspiri doar o dată la 2-3 săptămâni cât o fi și vrei ca roboțelul ăsta să facă mai mult din lucrul tău. Atunci evident are sens mai mult să-l iei cu tot pentru că îți dublează autonomia roboțelului. Și deja am discutat despre treaba asta, dar clar rămâne la latitudinea fiecăruia în parte. Noi l-am testat și practic acum o să mergem să-i dăm long term testul ăla adevărat. Linkul este în descriere pentru mai multe informații. Vă dorim o zi bună și ne vedem în următorul. Pa, pa!